Premierul Florin Câțu a declarat că România va atrage toți cei 29,2 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență și acest plan reprezintă soluția cea mai bună pentru accelerarea creșterii economice. Premierul va pleca în zilele următoare la Bruxelles pentru a negocia proiectele, în timp ce ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, a anunțat că România va depune la Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență în data de 31 mai. Vâlcenii consideră că după obținerea banilor de la Uniunea Europeană, prioritar ar trebui să fie sistemul sanitar. Banii de la Uniunea Europeană, părerea mea, ar fi pentru înfrumusețarea orașului, ajutor pentru centrele de bătrâni, spitale, mai multe condiții, mai mult ajutor bătrânilor. Cam care credeți că e prioritatea principală după pandemie a României? După pandemie, prioritatea principală cred că ar fi spitalele. Să facă drumuri bune, asfalt, adică autostrăzi, spitale, în agricultură, să nu să se mai vândă pământurile cum se vinde în România. Și mai multe, că Uniunea Europeană cred că vrea să ne ajute, dar noi nu suntem vreni să luăm bani. Trebuie să facă câte un spital, să facă, deschidă ceva, să poată să angajeze tineretul ăsta care nu are unde să lucreze și pleacă dincolo. O să ajungem numai bătrânii să rămânem. După pandemie, ce ar trebui făcut prima oară? Care ar fi prioritatea numărul unu pentru România? Să deschidă școlile și să dea drumul la ce trebuie, la facă o uzină, o fabrică, să angajeze ceva, să facă, să ducă tineretul ăsta la muncă, să deschidă. Să fim atenți la ce ne recomandă, pentru că eu degeaba zic acum că e bine să fac asta și nu e bine. Să fac ce ne recomandă cei care sunt specialiști în așa ceva. Planul Național de Redresare și Reziliență a fost adoptat în coaliția de guvernare cu proiecte în valoare de 29 de miliarde de euro. Comisia Europeană are la dispoziție 2 luni pentru a evalua planurile și pentru a le transpune în recomandări către Consiliul Statelor Membre, care la rândul său are 1 lună la dispoziție pentru a le aproba.